foarte grea. Avem detalii sfâșietoare de la înmormântarea portarului Stelei, care a murit la doar 43 de ani, cine l-a condus pe ultimul drum în condițiile impuse de starea de urgență și mesajul dureros al iubitei sale. Imensa. A plecat așa cum o făcea el, în stilul caracteristic, fără să le spună celor din jur că pleacă, și le-a lăsat un gol imens în suflete. Vestea a căzut ca un trăsnet asupra familiei, iar Ramona, iubita lui Martin Tudor, femeia în brațele căreia acesta și-a dat ultima suflare, este sfâșiată de durere. De acum încolo mă vei veghea de acolo de sus, din ceruri, îngerașul meu. Te voi iubi mereu. Drum. Just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see. Tudorica, așa cum era alintat de colegi, nu a fost uitat de aceștia. Mirel Rădoi, Daniel Oprița, Nana Falemi și Mariana Liuță sunt doar câțiva dintre coechipierii lui Martin Tudor care au transmis omagii familiei îndoliate. Fotbalistul își va dormi somnul de veci în cimitirul Bisericii Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril din Ștefănești Centru și chiar dacă este departe de capitală, nici suporterii nu l-au uitat. Și au trimis o coroană de flori, în culorile pe care Martin Tudor le-a iubit atât de mult, alături de un tricou înrămat cu fotografia fotbalistului.